eu am ajuns la școală. Așa, dar trec repede peste ea. Și fiind la școală acolo și profilul fiind liceu tehnic, reparație și întreținere utilaj minier, stai la profil liceului, automat, prima încadrare, chiar și după Revoluție, chiar când se dădea încă pe capete de afară, primul loc de muncă în care trebuia să te duci era acolo, erai specializat. Adică mine, carieră sau subteran. Bun, așa s-a întâmplat să termin și eu liceu. Și am terminat în 95, era perioada în care chiar se dădea afară pe capete. Dar eu fiind crescut pe șantier și na, cunoșteam pe toată lumea și pe director implicit, m-am dus și m-am rugat, băi, nene, trebuie să mă angajez. Într-un fel sau altul. Și a zis că, băi, nu poți să te angajezi, zice el, pentru că, na, știa unde intru. Și la 18 ani cam, se cam fereau oamenii să-și bage copii sau tinerii, se cam fereau să intre, nu știu, lucrau undeva pe afară, se angajau altfel, nu la 18 ani în mină, că erau condiții destul de grele, știi, și nu prea erai copt. Da, ce să zic? Oamenii erau, na, destul de triști, ca să zic așa, și singura bucurie era băutura de cenături și ziua salariului și încă două zile după. Cam asta era bucuria lor. Da. Da, tu ai lucrat în mină până la urmă? Am lucrat în mină, da, pe la asta mă gândeam, că m-am angajat și până la urmă m-am angajat în subteran. Angajat electrician subteran, funcția de fapt miner cu funcția de electrician subteran calificat, ca să era meseria mea. Cumva. Și primul meu contact cu mine a fost la o intervenție când, na, ce să zic, se stricase un utilaj acolo înăuntru și noi trebuia să intrăm să reparăm. Și s-a pregătit echipa de mineri, minerii de intervenție, pentru că cei care lucrau în front, că se lucra în echipe acolo și sunt mai multe puncte de lucru. Sunt minerii care lucrează în front permanent și ăștia lucrează în trei schimburi, că sunt minerii care pregătesc frontul cum ar veni. Adică dacă e cazul să explodeze cu dinamită, pregătesc terenul, dau găuri și bag dinamită și așa mai departe. Și mai sunt cei de intervenție care suntem noi. Eram noi, echipele, în momentul ăla atunci. Așa, am intrat acolo și toată faza a fost că acolo prima dată se intra cu o locomotivă, cu un vagon. Și era foarte ciudat că te așteptai să fie becuri din loc în loc, să fie, nu știu, lumină totuși. Era destul de industrie în jur și ăsta era profilul hidroconstrucției, asta construiam noi, producem energie electrică. Dar ciudat era că nu era lumină decât un singur bec în front, adică era luminița de la capătul unui odată când te duceai și odată când ieșeai. Cumva, pentru că am aflat după aia că toate becurile erau furate, cum erau puse, erau furate de mineri. Instantaneu și tot ce se punea acolo pentru protecție și în general. Și am intrat acolo și senzația a fost foarte ciudată, pentru că toți vorbeau, râdeau, vorbeau, ha, 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 și la un moment dat s-a lăsat așa, odată cu întunericul și o tăcere. Da, o tăcere. Eu habar n-aveam de ce. Ei, pentru că știau că sunt prima dată, de fapt asta era, pregăteau o glumă, știau că sunt pentru mine, au trecut mâlc, nu ziceam nimic, până la un moment dat, când vagonul a deraiat foarte puțin, că lua o curbă, în momentul în care toți au țipat și eu am pus pe ce să sar de pe din vagon. Asta a fost senzația mea, îți dai seama, toată ziua am fost cu adrenalina maxim, n-am înțeles nimic. Da. Era foarte ciudat acolo. Era foarte ciudat că și e foarte greu de descris. Condițiile erau îngrozitoare, în primul rând. Pe lângă faptul că nu exista nicio protecție de niciun fel. Adică, așa, accidentele erau la fiecare pas. Pe la toate cablurile electrice care treceau pe acolo, apă până la genunchi de multe ori. De sus putea să cadă oricând piatră în cazul nostru sau cărbuni în cazul celor care lucrau acolo. La cărbuni se pun tot felul de green și asta, dar degeaba. Condițiile sunt îngrozitoare. Tuburile de aeraj care ar trebui să funcționeze nu funcționa de ani de zile, de zeci de ani sau așa, în mină. Și se zicea un proverb acolo, zicea că dacă bei apă din mină, acolo rămâi. Adică la modul că acolo până la pensie. Deci nu-ți dai seama că primul lucru pe care am băut apă, că m-am uit de sete. Apoi băiei cu zină, nu știu. Curgea din pereți, erau izvoare și oamenii puneau tot felul de chestii, sticlă, tablă. Cât ai stat acolo? Una și două luni am lucrat. Una și două luni. Și timp în care lucrai zilnic, intrai în mină sau aveai zilnic, pe era universal, practic. Toate categoriile astea erau într-un fel sau altul, dar practic se de toată ziua în mină. Toată ziua în mină, că tot timpul se defecta ceva. Tot timpul aveai ceva de făcut, plus că te obiceai să ajuți mineri de fiecare dată. De toate, și la târnăcop și la lupat încărcai vagoane.
Erau foarte mulți oameni frustrați datorită sistemului și se comportau foarte rău, foarte rău, mai ales cu ăștia noi veniți, sau oamenii care încercau să fac ceva. Cum eram, eu eram acolo, aveam destul de multe cunoștințe, mă angajasem într-o perioadă în care nu se angaja nimeni, ăsta era un frustrat care avea săracul doi copii și vrea și el să-i angajeze, nu putea să facă nimic. Și din astea, miștori din astea, m-a trimis odată, du-te și ia lanțul de pe pene din galerie. Eu habar n-am ce e ăsta, era un lanț, dita mai lanțul de 20 de metri, gros. Stai seama, am ajuns să stau lângă el, au venit minerii, ce faci mai aici? Păi trebuie să scoți ăsta afară. Da, e trebuie să fii destul de tare, psihic în primul rând. Alcool, tutun, toate lucrurile astea care erau în jurul tău, toată lumea aia care era, nu era deloc cum ar fi trebuit să fie și ce era ciudat, că majoritatea știau. Adică în momentele lor de liniște, în momentele lor, uite, de exemplu, a fost un moment în care s-a întâmplat un accident, s-a surpat mina pe noi și am stat 3 zile acolo. E, în momentul ăla am avut ocazia să văd exact cum sunt oamenii ăia, știi, cu visurile lor, cu dorințele lor, cu ce fac ei în fiecare zi acasă. Că pe unii știam, pe unii nu. Stăteam de vorbă cu ei la muncă, ce faci bune Ioane, pe unii mai știam și pe acasă, le mai mergeam și pe acasă, se ajutam, le ajutam între noi, pe unii nu. E, acolo a fost un moment în care, păi, nu venea să cred, oamenii știau ce se întâmplă cu ei. Știau că ei beau alcool pentru că nu au cum să reziste cumva. Mm-hmm. Toți astăzi ziceau, nu avem cum să rezistăm, ce să facem? Am vrea și noi să facem, aia, de unde? Știi, cumva. A stat 3 zile în mine? 3 zile. 3 zile, timp în care câteva ore nu a vorbit nimeni. Nu a vorbit nimeni, decât la un moment dat când a întrebat unul, bă, ce faceți, mă? Mai sunteți vii? Exact așa a întrebat. După care toți au început să spună care, mă rog, spuneau care mai sunt pe acolo și după aia au început să povestească încet ce se întâmplă, ce a simțit el, cum se simte fiecare prin ce, prin ce a trecut și erau din când în momente de pauză. Pauză? Nu, nu știu ce, sunt lăsau momente din aia de liniște. Ba, las proiectul, ba, spun cardul, trebuie să facă aia, să facă aia. Deci povesteau ce trebuie să facă prin gospodărie. Niciunul nu zicea că, bă, asta e măcar, măcar am făcut ceva în viață sau măcar îmi pare rău că n-am făcut aia. Păi niciunul nu avea regret și niciunul nu se gândea că nu se iasă de acolo. Dar ei mai avuseseră accidente din asta? Niciunul. Niciodată. Niciunul. Accidente, unul, că avea decizită de pereate, dar, de așa. Dar să stai acolo, nu. A fost caz unic. Caz unic. Mai explodau capse din astea așa nepușcate, dar nu s-a întâmplat să se surbe, să prindă oamenii în jur și să nu știe nimeni dacă mai trăiesc sau nu. Dar e să vezi atunci când vezi prima cărămidă mișcată, prima piatră din zidul ăla. Cum să vezi? E păsat legătura de atunci cu oameni cu care ai lucrat? Bă, nu prea am păsat legătura cu nimeni. Când am plecat de acolo, m-am rupt cumva. Adică a fost ca o fugă pentru mine. Am scăpat. Da. Toți care se angajau acolo, și, înainte, și colegii de liceu și dinaintea mea, toți ziceau, mamă, mă duc, dar nu stau pe șantier, nu stau pe șantier, nu stau pe șantier. Toți jurau că eu nu o să ajungă în mină, nu o să ajungă să muncească pe șantier și la 40 de ani să se trezesc ca o viață futută și nimic. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. Cam ăsta era sistemul, na? În direcția aia te împingea cumva. Știi? Pierdut total acolo. Da. Și așa am făcut și eu. Am zis, băi, sper să nu stau prea mult. Am stat un an și două luni, după care am reușit să mă mut la suprafață. Am lucrat la suprafață în timp și după care am tăiat total. Și povestesc asta. Da, așa nu. Erau haioase atunci. Acum că le privesc, sunt haioase. Atunci poate povesteam într-un fel, mamă, ce ghine. Acum stau și privesc altfel, destul de detașat. Poate și datorită faptului că m-am rupt, chiar m-am rupt. Și acum privesc ca pe un film, așa totuși. Eu nu vine să cred. Mai merg pe acolo de multe ori, chiar și acolo. Mai sunt încă barăcile alea câteva. Mai trăiesc câțiva oameni din aia pe acolo. Din oamenii de atunci pe acolo și nu vine să cred. E atât de departe, încât... Da, e foarte ciudat. E foarte ciudat. Da. Da, dintre colegii tăi participase vreo unul la mineriade de 90 sau 91 sau cândva? Da. Da, au fost. Au fost din ăștia mai în vârstă care fuseseră pe lucraseră în mine la pe Valea, chiar pe Valea Jiului. Au fost mulți și pe aia s-au retras în partea asta, s-au reprofilat cum au venit pe șantier. Mulți au venit în carieră pentru că au început să închidă minele și exploatau cariera, că trebuia să exploateze cărbune. Politica. Contractele erau semnate. Cărbunele trebuia să ducă într-un sau altul unde trebuia.
Iar toată treaba cu mineria a fost un mare bullshit, de fapt. Că ei au fost instigați să vină să-și ceară drepturile și evident că un om care nu are nimic, nimic, nimic și trăiește în niște condiții mizere, adică nu ai apă caldă toată viața, ai doar apă rece, nu știi ce e aia căldură, nu știi ce e aia, ai lumină din când în când, mâncă mulți ani după Revoluție, chiar mulți ani, până în 97, 90, 96, 97, trăiau îngrozitor și acum, dacă te duci acolo, cred că sunt la fel. Adică, și când zici că pentru drepturile tale, că merge să schimbăm, să facem, să nu știu ce, că vor să ne închidă, automat instigi la ură. Mai dai și o vodka, pentru că nu ai învățat cu vodka, l-ai spus la pe când mai bai și niște instigatori, pentru că au fost foarte mulți alți oameni care nu aveau ce căuta printre mineri. Asta spun toți minerii și știu toți, care începeau, mă, ce, și uite-l, uite-l și nu știu ce. Și asta e tot. Deci ei săraci au fost prinși la mijloc. Ei cerându-și drepturile, pe bună dreptate din punctul meu de vedere. Ce s-a întâmplat a fost un, a fost o crimă. Toți au zis și au cunoscut minerii care chiar au fost și au luat parte și chiar au fost... Ziceau, băi nene, dar ce ai, de ce se dăm? Nu știu ce, erau luați de val, știi? Ce se întâmplă? Stai că am venit de nimic. Adică ce se ziceau că și în București erau un instigator, dar da, da, erau mulți, dar nu erau, că erau un... că na, asta e. Da. Dar de ce crezi, de exemplu, că s-a... cumva că s-a apelat la ei, adică erau mai ușor păi la cine apelezi? Dar cum? Dar bineînțeles, la cine apelezi? La cei care au cel mai puțin și le dai cel mai mult și le promiți marea cu sarea. În perioada asta, cu toate familiile primeau alimente, ei au primit alimente pe tot parcursul ăsta, ce n-au mâncat, ce n-au luat ei toată viața lor, adică salam, carnuri, conserve de toate felurile, pâine proaspătă, lapte, tot felul de chestii. Li se ducea acasă la familie, trăiau foarte bine, adică li se promitea, nu știu, evadarea, într-adevăr, lumina de la capătul tunelului. Și na, și eu probabil aș fi făcut la fel. Și eu aș fi făcut și 96, când încă eram acolo pe șantier și nu plecase, am ieșit în stradă. Am ieșit în Târgu Jiu. Am ieșit fratele meu, e jandarm și în continuare, și am ieșit față în față cu el. Cum v-am povestit mai devreme. Adică eram față în față cu el. El în continuare ofițer. Ce face acum, na? Deși nu mai lucram. Nu mai lucram încă, dar eram acolo. Nu mai lucram, nu mai eram miner. Dar erau aceleași condiții. Și pentru mine trăisem în aceleași condiții. Știam ce vor. Până, na, unii s-au prins. Unii n-au avut curaj. Eu n-am avut curaj să merg mai departe cu ei. Da, de exemplu. Că m-am prins, că nu m-am prins, nici mai contează, da? N-am avut curaj. Ai stat de vorbă cu oameni după aia care au fost aici în București? Cu mineri? Da, păi, da, asta ziceam. Asta ziceam. Au venit traumatizați. Traumatizați. Adică, de ce traumatizat? Păi de tot ce s-a întâmplat, pentru că, na, intri într-un val și când îți dai seama ce s-a întâmplat, de cele mai multe regreți, știi? Când se întâmplă ce s-a întâmplat cu ei. Adică chiar de cele mai multe regreți, pentru că majoritatea erau oameni cu familie, cu copii, oameni care aveau ce treabă, ei munceau ca să trăiască, dar când copiii au ce mânca în casă, e cam grav. Și tu lucrezi în niște condiții în care știi clar că la 45 de ani ai cancer. Adică, nu știu ce să zic. Na. Și atunci speri pentru copiii tăi. Și atunci faci tot posibilul. Ce crezi, că acum suntem departe? Nu suntem departe. Deci acum, dacă mai ține mult, ce se întâmplă în Grecia? Ușurel, ușurel. Și estic, partea asta de este destul de... se răzvrătește destul de... rău când se răzvrătește. Na. Normal, cine... cei care nu au, sunt cei mai ușor de manipulat, clar. Asta e, pe, cumva, asta e și, cred eu, asta e și ideea, să nu le dai ca să poți folosi. Asta folosește resursa umană sub orice formă. Resursa umană ca intelect, ca și talent, ca și agresivitate, dacă e cazul. Eu devin o resursă umană în condițiile astea. Normal. Dar... cunoști oameni care au fost bătuți atunci, da, în perioada aia? Da. Grav. Grav. Asta e. Și-au luat-o. Mulți s-au întors înapoi de aici, de la Costești. Mulți. După care au început iară să... cum? Ce faceți? Să nu cedăm, că trecem. Păi asta a și fost celui... eu vorbesc de asta. Aia au fost lăsați, mai ales că nu... orice armată poate să oprească, indiferent cât de mulți ar fi, are tehnologia, tehnica necesară, are strategia necesară, adică, dar nu se dă celor din de luptă.
Eu am făcut armata și dacă fără ordinul de luptă, stai, te scuibă, ți-o iei în freză, în cel mai lucrat să te aperi cât poți și cât îți permite arma și funcția. Nu? Atât. Adică, de ce au fost lăsați în primul rând să ajungă în 90 în București? De ce? Și aici, de ce nu i-au oprit pe Defilio? De ce i-au oprit la Jiu, la Olt? De ce? Păi, nu știu, întrebăm noi. Oare din cauza negocierilor? Oare din cauza... Hai să-i sperie mai mult? Dar despre Neron Cosma, cum se vorbea acolo? Bă, el a fost tăticul lor mult timp. Chiar a fost. Omul ăla cât a fost acolo, chiar a făcut multe lucruri bune pentru ei. Chiar a făcut, a luptat pentru ei. Chiar și la salariu, în primul rând. Le-a adus foarte mulți bani, tot felul de sporuri. Nu știu, s-a luptat pentru tot felul de lucruri pentru ei. Un timp. Până și el. Când s-a implicat. La fel, și el a revalat. A crezut că face el curat în sfârșit, cumva. Eu asta cred. La asta cred. I s-au promis o grămadă de lucruri și a fost prins la mijloc. La banoare. Nu știu să-mi căutați. Deci, cumva, în continuare și în 90... Că deja tu când ai fost în 95-96, el intra în pușcărie. 96, da, el intra în pușcărie, da. Și în perioada aia, imaginea lui în Valea și era bună. Adică era foarte bună. Era foarte bună. Pe mult timp, și acum, cred. Pentru, și de ce? Și știi de ce? Pentru că condițiile sunt la fel, ba chiar mai rele. Din cauza asta. Dacă s-ar fi schimbat cumva condițiile lor de viață, dacă cineva s-ar fi interesat să trimită, nu știu, o echipă de oameni deștepți care se scoată cumva la lumină din jegul ăla de acolo și toată mizeria aia de toată natura, adică mizerie de... Nu mai mizerie că gunoi. Și de orice natură, înțelegi? Umană, în primul rând. Poate că da, n-ar mai fi fost el imagine și n-ar mai fi rămas. Dacă nu s-a schimbat nimic, ba mai rău. Adică nici măcar, dar ce aveți cu noi, până la urmă. Până la urmă au fost niște oameni care și-au cerut dreptul. Dar cine crezi că e responsabil de toată evenimentul? Asta nu pot să comentez eu, apar numai cine e responsabil. Noi suntem responsabili. Fiecare om în parte, fiecare om care conștientizează e responsabil. Și de ce s-a întâmplat atunci și de ce se întâmplă în continuare. Asta cred eu. Asta să dăm vina ușor pe cei care ne conduc eu ușor, dar până la urmă tot ne alegem. Cu toată manipularea asta care există, nu știu. Ne-ar trebui mai bucurași. Și atunci la fel tot. Oamenii au fost de vină până la urmă. Da. Nu știu. Dar tu în 90, ai vreo amintire din 90 legată de mineriadă? Foarte, foarte puțin. Adică am amintiri, da. Îți dai seama, 90 și... Cred aveam 16 ani, așa. Da. Mă pregăteam să fiu viitor miner. Da, era haos total, ce să zic. Chiar și la mine acolo, că toți țineam de minerii până la urmă. Tot ce era mină. Da. Acum sunt așa filme pentru mine. De asta zic, cumva, în 90, când, ce știi, imagine de la televizor, cumva, nu? Sau, nu, imagine de la televizor, imagine de acolo, pentru că totul știi cum e, că... Forța unui fluviu începe cu izvoarele și cu râulelea, că ura acolo începe. Acolo erau instigați, acolo erau oameni care veneau și mergem și facem, că poate unii ar fi plecat. Dar cum? Nu se poate. Ori toți, ori niciunul. Mergem să ne cerem drepturile. Înțelegi? Toată nebunia asta de care auzeai. Și chiar mergeam, că eram copii și mergeam cu dubele cu ei. Până în Târgu Jiu, că în Târgu Jiu se uneau toți. Tot ce însemna carieră, mineri de carieră de afară, pătăsar, rovinari, motru. Toată partea aia, plus Valea Jiului în partea asta, Petroșani. Și tot ce înseamnă. Dar crezi că ei în 90 pe bune au venit să-și ceară drepturile? Băi, sunt sigur că minerii, da. Băi, toți minerii să-și ceară drepturile. N-aveau treabă cu nimeni. Ce treabă aveau ei cu ei? Dar că lor li s-a zis că ăștia sunt... Vor să vă ia două bani, că din cauza lor... Poate copiii lor, că asta a fost nebunia, că mult își părea rău, că am auzit oameni care după ce au fost bătuți, băgați în spital și au revenit după 4 luni de zile, au zis, asta a fost mântuirea mea, pentru că m-am dus să-mi omor copilul. În nebunie aia au uitat că oamenii au copii la facultate în București. Nu-ți dai seama și erau acolo în stradă.
Nu-ți dai seama ce a fost, că a fost... De aia e crimă națională. Adică... Manipulare mai mare ca asta, eu nu știu, n-am văzut în altă parte. Adică să scoți, să spui să spată copiii, să bați copiii. Cam asta a fost. Știi? Dar, până la urmă, de ce crezi că au decis Iliescu și conducerea guvernului 90 să cheme minerii în București? Pentru că era singura lor speranță, pentru că s-au prins că încep oamenii să se prindă. Știi că... Da, politica a fost totul, pentru că erau singuri oameni care au fost ținuți, erau ținuți destul de departe și încă mai credeau în democrație și în schimbare după 90. Adică ce se întâmpla pe șantiere și se întâmpla în lumea asta după 90 era un haos total. Adică era... În sfârșit cobora Dumnezeu pe pământ, își cereau drepturi, aveau curaj, aveau tupeu. Și au fost ținuți așa, de aia zic, cumva. Altfel, de ce? Peste tot s-au mai schimbat lucrurile, numai acolo nu. Este o forță. Sunt o forță. Întotdeauna au fost. Luăm exemple de la marile orașe. Pun și Anglia, au avut mineriadele ei, nu? Adică... mii de muncitori. Îi înfometezi, devin o armă. Înțelegi? Și cumva a apelat pentru că și-a apărat scaunul. Pentru că altfel oamenii se prindeau. Nu știu, chiar se prinsese. Numai în București și în alte orașe. Și la Timișoara și sără studenții în piață. Adică peste tot. Cumva. Pentru că politică, cred eu, Iliescu vrea să continue comunismul democratic cumva. Nu știu ce comunism vrea să... Sau socialismul ăla, nu știu, ca chinezii precum, nu știu. Cumva. Și na, s-a întâmplat cum a vrut el. Și a bine, că clar ei au chemat. Clar, asta clar, numai că eu nu trebuia să știu. Dar pe atunci, cum era Iliescu, tata Revoluției și cum noi suntem 80%, nu știu dacă chiar e o statistică exactă, dar populație rurală, și cum oamenii nu sunt informați, e normal să rămână mult timp tăticul. Și va rămâne mult timp tăticul. Din cauza asta, că el i-a eliberat cumva. Și după aia n-a mai fost, au venit vremuri grele, uite ce s-a întâmplat, că n-a mai fost tăticul. Da. Da. Oamenii, ce să zic, oamenii de acolo, cum ai întrebat cum erau, foarte harnici, în primul rând. Majoritatea. Și... multă imaginație. Cred că aveau foarte multă imaginație. Adică sunt sigur, când mă gândesc. Și foarte mult umor. Tristețea lor și nebunia lor, că de-aia zic că și-asumau cumva că e o viață ratată, asta e. Munceau foarte mult pentru copii, adică făceau totul. Toți sperau ca lucrurile să schimbe copiilor, să ne ajungă acolo, cum și majoritatea. Și dădeau copiii la școală, la facultate, țină cu bani, cum da. Furau dacă era cazul. Da, și... dar foarte mult umor și foarte plin de viață, totuși. Adică cumva... ajunseseră așa la o... o blazare, adică mai mult un echilibru pentru ei. Ce să face, adică... mai venea câte unii, mai scotea în stradă și pe aia, nu știu, pe acolo, mai scotea în față la birou, ce... Dar tu, cât erai, cât stai acolo și tu ai băut? Nu. Nu. Nu, ăsta a fost norocul meu. A fost... nu știu, nu beau și să nu fumez. Nici n-am fumat, nici n-am băut. Toți, papi, dar erau oameni care nu intrau decât cu sticla de vodcă în sân, n-aveai cum, era două prune, sticla de țuic, două prune sau vodcă, direct. Era muncă grea, dar nu-i cum ar fi. Și erau obișnuiți să mâncau acolo în condițiile alea. Fiecare mânca de acasă, își punea masă, era o oră pauză de masă și toți mâncau ce vreau. La garniță. Ce se mânc la garniță? Garnița. Garnița e un vas în care se conservă cărnurile. Garnița, la acolo era un vas în care ține carnea de porc pe care o topeai, o prăjeai și o puneai în untură și se conserva și era foarte bună cu ceapă și cu roșii, dacă era vară, dacă nu murături. Care era programul exact? La cât se cobora mine? Era program de 8 ore și se intra dimineața, adică la ora 8 era lumina. Dar se lucra în schimburi de cele mai multe ori, 12 cu 24, 12 cu 48 erau programe. Și stăteau 12 ore, pentru că, mă apucai să spun mai devreme, intrau în schimb de mineri, pregăteau
tot, dacă era deja pușcat sau dacă era material, trebuia să-l scoată. Scoteau materialul, încărcau, venea următorul care pregătea cu dinamită tot și pușca. Și tot așa se relua. Și lucrau în trei schimburi. La mine, în partea aceea de la cărbune, cam intra și acolo. Am zis, am fost și pe acolo. Schimb de experiență și specializări. Acolo era foarte diferit și fo mult mai ciudat. Mult mai ciudat decât aici. Că aici intrai 4 km, 5 km, așa, cu locomotiva, la un moment dat opreai și coborai cu un lift din ăsta mare, unde continuai, trebuia să bagi o turbină, cumva. S-au terminat lucrurile și e foarte interesant ce a ieșit acolo. În partea asta intrai direct în puț. Și erau așa galerii. Galerii, adică nimic, sigur. De-aia, soarele meu, credeam că nu se mai văd niciodată, era închisă pe care o simt din ele tot timpul. Și de-aia, noroc bun. Adică pe bune, și la intrare și la ieșire. Salut, minunat. Intrai și nu știai dacă ieși, adică nici nu te gândeai că, mamă, poate nu mai ieși. Nu, era ceva, rutina. A murit ca cineva în perioada în care ai fost tu? Au murit oameni? Nu, cât am stat eu un an, un an jumate, un an și două. Dar au fost cazuri. Au fost cazuri. Păi se întâmplă cine destul de des. Ei mediatizează în funcție de cum le convine lor. Dar accidente sunt de tot felul. Și mai grele, mai ușoare. Tot timpul. Mai bun. Nu are cum să se întâmple la ce e acolo. Chiar și acum. Și ce e trist că chiar se cărbunele aduce foarte mulți bani. Pentru că este un cărbune de foarte bună calitate și aduce foarte mulți bani țării. Sau celor care au minele. Asta e ideea. Și trăiesc în condiții. Da. Nu mai știu cum au salariu. Era un salariu bunicel și pe atunci. Că de-aia te stimula într-un fel să te duci acolo. În altă parte. Nu e ce să și așa în oraș, care era atmosfera? Orașul era destul de pustiu pe timpul zilei și în weekend era cheful cel mai mare. Când ieșeau toată lumea și petreceau, dansau cărciurile pline. Pustiu. Nu știu dacă sunt mai animate. Am trecut prin Valea Jeni, nu știu cum, câțiva ani. Și nu erau prea mult schimbate. În schimb, sunt mari brand-uri și firme. Sunt acolo. În blocuri care nu au apă caldă, poate, și nu au... Poate apă deloc. Sunt blocuri din alea, garsoniere. Trist. Trist că se întâmplă asta. Nu? Dar trebuie să fie o poveste tristă. Trebuie să fie un exemplu. Să ne trezim. Cumva. Știu mulți care au plecat. Mulți au plecat în străinătate. Mulți sunt mineri în străinătate. Uite că mi-am adus aminte. Am câțiva colegi care lucrează în mineri în Italia, în Spania. Nu au nicio treabă. Ce ai vorbit cu ei pentru cum sunt condițiile de mine? Italia nu se compară. Mi-au zis. Băi, Tomița nu se compară. Acolo muream încet în fiecare zi. Deci am impresia că mai ai o șansă. Adică există protecție, cel puțin. Protecție. Și normal că omul fură, dacă n-are ce să ducă acasă la sfârșit de lună, își plătește datoriile și băuturile pe care a băut-o. Înțelegi, nu mai rămâne. Și normal că fură tot ce există de plasă de protecție. Că existau din când în când, aduceau. Unori dispăreau ghele din magazie. Le vindeau, mai știi sau nu știu cine. Știi, și normal că dreptul dacă nu are ce să facă. Era învățat pe Timur Ceaușescu. Am fost acolo și pe Timur Ceaușescu și ce producea și întierul ăla. Vai, de capul meu. Nu știu cum a dispărut brusc și dintr-o dată toată industria. Eu personal, care am prins industria în plin și chiar că eram copil, eram copil și ani lungi. Și am destul de mult pe acolo și cunoșteam toată lumea și brusc a dispărut. Așa atunci. Și a fost haos total. Îți dai seama că oamenii erau obișnuiți într-un ritm al lor. Așa cum era ritmul ăla. Și într-o dată s-au trezit fără nimic. Fără nimic, fără nimic. Erau oameni care au fost ținuți, cum erau și ăștia de pe Valea Jiului. Nu aveau proprietăți. Majoritatea nu aveau apartamentele cumpărate. Sau care le aveau, aveau apartamente mici. Sau mai știu cum luaseră ei. Obligația duși acolo de peste tot, ținuți acolo și nu s-au trezit fără nimic. Fără nimic. Da, oamenii erau aduși, erau născuți în zona Văiejiului sau erau aduși dintr-o țară? Unii se născuseră între timp, dar ei au fost aduși din toate părțile.
La început de etajare, după care au fost aduși la muncă. Ai dus din nord. Mă rog, aici, Moldova. Și de acolo, din zonă. Și în partea asta, în Gorj, lângă Târgu Jiu, la fel. Tot ce înseamnă hidroconstrucție, la fel erau aduși. Și făcuseră familii, copii, se căsătoriseră, se înrudiseră pe acolo, prin sat, și într-un sat termina șantierul. A dat faliment șantierul, s-a închis. Ce vorbești, mă? O viață care, care e dilema, pe timpul ce au știut oamenii ăștia trăiau foarte bine. Ăsta e paradoxul. Erau locurile în care aveau magazine la liber. Chiar dacă era rația rației, puteai să cumperi pâine oricât vrei, mai găseai un kilogram de zahăr și în afara rației. Adică îi trăiau bine, aveau club, aveau muzică, discotecă pe șantier. Erau niște oaze pentru satele și pentru populația din jur. Chiar și pentru orașele din jur, pentru că veneau și se alimentau de acolo. Uh-huh. Exista tot, benzină, motorină, tot acolo, producție autohtonă. Tot. Înțelegi? Trăiau foarte bine, aveau salariu, oamenii își luau mașini mici. Dar nu investeau în case, majoritatea nu investeau, pentru că asta e viața lor pe șantier. Ei nu știau că se schimbă vremurile. Și a venit revoluția, au venit ăștia, le-au luat tot, fără case, fără nimic, fără viitor, fără nimic și fără bani. Ce faci? Mii, zeci de milioane. Dintr-o dată. Adică lucruri care până atunci le aveau, cu toate că Ceaușescu fomenta populația, dar ele existau, producția exista. Că asta se întreabă oamenii și se întreabă în continuare, toți. Probabil încet în ce ne deșteptăm. Ne punem întrebări, ne dăm seama că am fost furați și nu le mai lăsăm furați. Dar ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și acum. Acum folosesc sindicatele. Acum sindicatele ca... Hai să ne cerem drepturile. Hai să fim serioși. Membrii sindicatelor sunt... foarte bine puși. Da. Păi și când eram noi pe șantier, ce făcea sindicatul pentru noi? Ne scutea în stradă sau ne păcălea, ne ambulea și... ne trăiau bine, știi? Sunt puțini și nu mai pot să fac pe o greșeală. Eu chema și Băsescu, sunt sigur. Cade la montaj. Tot ce am spus de politică, cade la montaj. Nu? Întrebați-mă ce vreți să știți. Dacă, deci mai ai din perioada aia vreun eveniment sau vreo istorie de care ți-aduce aminte așa și care ți-a rămas cumva din anul ăla? Ceva care s-a întâmplat atunci, în perioada aia, când stăteai acolo? Băi, da. Însă, trist și haios în același timp, pentru că... E legat de ce? Ce vrei să povestesc? Să nu mă apuc eu să povestesc. Păi nu, zi tu. De povestește ce... asta, tristă și haios. Nu. Da. Singura schimbare cât am fost eu acolo a fost la nivel de protecție a muncii, pentru că datorită accidentelor îndelungate și datorită faptului că inginerul la protecția muncii nu știu acea treabă în primul rând, de aici începea totul. Așa. Și a tăiat un nene degetele într-o zi, moment în care s-a supărat foarte tare, era destul de... și era inginer, cred, sau nu știu, destul de măricel așa, ca și gradul. Și a venit șef la protecția muncii și de momentul ăsta a făcut protecția muncii. Înțelegi? Cred că a fost singura schimbare, dar trebuie să-și rupă un director degetele ca să avem și noi ce trebuie. Cască, fiecare cu casca lui, să nu mai dăm la schimb și tot ce trebuie, adică să ne mai cadă pietre în cap, măcar unde se lucrează. Efectiv, unde se lucrează, știi? Dar la început n-avea să fiecare casca lui, zic, casca de casca? Nu, erau momente în care mai intram și... cascatul. Pentru că, da, dacă nu mai aduce nimeni. Acum poate ne aduce, știi, și echipamente. Sunt sigur că acum ne aduce să apetă. Și care era echipamentul de miner complet? Pe lângă faptul că trebuia să ții tu de acasă la cărbune, erau salopetele și erau, depinde unde lucrai, unde erau curenți, că erau locuri unde era foarte cald, în mine cărbune, și mai locuri unde se formau curenți și era de rece. Uh-huh. Și intrai ok, dar cel mai mult stă la Bustu Golf, la care lucrau acolo. Unde lucram noi, fiind umiditate și apă mult și aruncament, intrai pe lume,
hainele de acasă, două, trei perioade pantaloni și astea, mai noi și salopete și pufoaică. Pentru că stăteai acolo și aveai și înghețai de frig, pentru că faptul că ți intra apa aia în oase până în... Nu, și așa intră, era destul de blindat. Pentru că trebuia să protejezi, altfel ar fi trebuit să-ți dea un pufoaică, niște pantaloni groși și o haină, nu? Și ceva de protecție împotriva apei. Dar dacă nu exista oamenii, erau roboți. Pentru care își mai dădeau gaură cu tubă mașină într-un deget. Se mai gătă decât un cablu. Odată am intrat cu barca, pentru că au explodat două motopompe din alea care trăgeau apă și a trebuit să facem o plută, să intrăm cu pluta. Și am intrat trei oameni cu o plută construită acolo. Oamenii erau deschiși, adică vorbeau despre ce li se întâmplă acasă? Da, da, da. Deschis era... Era des... Adică trăiau ca o familie, toți, cumva. Adică... Totul era deschis. Și povestea oameni. Erau și momente în care nu se făcea nimic. Stătea în zile și intrai, da? E bine că trebuie să intri, când era maestru idiot. Aveți de lucrat. Nu trebuie și lucrați. Sunteți la servicii. Ne mai fac și nouă la teatru acum. E 8 ore programul. Zic, exact, ca pe șantier. Am de făcut azi 5 șuruburi. Sunt la servicii. Așa zic numele la repetiție. Sunt noi la atelier. Facem șuruburi azi. Da. Și avea imaginația în repetatul. Inventau orice. Adică la ei nu exista, nu se poate. Acolo am învățat eu cum nu se poate. Deci nu exista, nu se poate. Ei știu eu că trebuie să facă să meargă treaba și trebuie să meargă, din punctul de vedere, să meargă și atât. Cum le cum. Da, erau agresivi, le se întâmpla des, ce bătăi, dar ce chestia asta între ei? Rar, că la băute. La băute, dar din cauza femeilor. Deci nu am de ori neapărat din cauza polbii. Dar erau mulți crai, îți dai seama acolo. Da, și se băteau destul de des, că trebuiau să ieșim noi. Și unii deveneau agresivi la băute. Și dar era că cei mai majoritatea, adică nu majoritatea, erau foarte mulți care așa când trezi nu aveau nicio treabă, erau cei mai blânzioane. Se îmbătau, mâncau sticle, tot felul de personaje. Și erau oameni care nu dădeau înapoi. El dacă lua asta și îl muta în altă parte și a vedea să face asta, da. De ce nu? Făceau. Nu există, nu se poate. Și acolo am auzit prima dată. Nu știi, te învățăm, nu poți să te ajutăm, nu vrei, te obligăm. Ai cum altfel. Și, da. Hai eu și foc. Acum, când mă gândesc. Atunci era momentul în care îmi blestemam zilele. Așteptam ziua, că sunt prima repede de la mine acolo. Știi cum e? E un timp în care ai forța asta, chiar și psihic, să, chiar și faptul că îți dorești. Și pentru a-ți dori există un timp. Și cred că asta a fost la mine una și două luni. Da. Am plecat. Cred că mai stăteam. Una sau câteva, nu poate. Nu știu dacă mai plecam. Liniștește. Mai crește salariul puțin. Mai vine un spor, mai vine căldura, hai că e frumos la munte, trece și vara asta, văd la iarnă ce fac. Și unde ai plecat? Unde ai plecat? Răina Gorjului, direct dansator. Da. Pe cartea mea lungă vă spun. Deci pe cartea cred că e singura, e dovada, zic eu, așa între ghilimele, ai spus dovada prostiei sau nu, sau dovada umorului poporului român. Scrie așa, transferă în interes de serviciu din funcție de mine în funcție de balerin. Da. Că în interes de serviciu. Pentru că chiar am plecat cu transfer. Da. Și te-ai transferat la Casa de Cultură? Din direct la Doina Gorjului, ansamblu profesionist. Doina Gorjului, băiatul. Da, am învățat în două luni de zile
16 dansuri, enorm. Nu-ți dai seama ce înseamnă 16 dansuri, 116 dansuri, un dans are mai multe jocuri. Înțelegi? Deci, ca să mă angajez pe jumătate din salariul de, pe care l-aveam acolo. Dar a fost pariu meu. Văd eu ce fac. Da, și mă știu, dansatorul avea